Deci vizualizările mele la ceea ce am făcut până am deschis aplicația uh, uh, au Cele pe care le-am putut contoriza, repet, pentru că eu nu pot contoriza Dacă tu îți înregistrezi cu telefonul ce am făcut eu și pui peste tot N am, da, punct, am da? uh, Deci numai canalul de YouTube a făcut uh, peste jumătate de miliard de vizualizări Într-un an și o lună Deci aveți pe această aplicație, cine o cumpără, te facem da. și publicitate pe cred. Și e o chestie interesantă să știi ce faceți. Eu nu fac asta, că eu am YouTube-ul. Deci cumpără aplicația și îi trimiteți, mă urbănesc, o parolă și el, în acel moment, punem Aplicația par... se cumpără de pe magazinele Apple și Google. Nu eu vând aplicația. A, nu știam, păi, de este, ce n-ați precizat? Ea este, aplicația este pe aceste două magazine. Cine are Android, cumpără de pe Google, cine are uh, iPhone, cumpără de pe și Apple. Store. Cum se numește aplicația? Verdict Dana Budeanu Deci, Verdict Dana Budanu și dacă scrie asta pe, pe da, Google. Cum, da, pe Google sau pe. Uh, depinde ce telefon ai, bineînțeles că sunt două magazine diferite. Eu nu vând eu aplicația. A. Îmi iau americanii jumătate din bani. Ai, îmi... și eu vă plătesc. Plăteți impozit, vă iau ei, da? Bun. Și în acel moment le asigurați celor care cumpără contra 200 de lei în fiecare săptămână verdictul politic, cum ar veni? Verdictul politic, în, da, nu, 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 are, nu e săptămâna. La mine este când am subiectul și vreau să-l fac, verdictul politic. Câteodată fac zilnic, câteodată fac o dată la două săptămâni. Păi eu am nu. fiecare seară, nu să în fiecare seară? Nu, eu am această libertate, asta e comunitatea mea pe care, da. Norocul nostru. Da. da. nu, dar nu am, că nu sunt uh, angajată. Contentul de pe aplicație este extrem, extrem, extrem de variat și este uh, bun, bun, uh, da, foarte bun, da, Dacă dens. eu am cumpărat aplicația de unde știu că nu asta aveți chef în seara asta. Nu știți, pentru pentru că sunteți, faceți parte din această comunitate și nu știți. Eu nu trebuie să promit nimic. Eu nu am promis nimic. Am promis doar că. Păi și cel care a cumpărat aplicația în fiecare seară face click, văd dacă apăreți. Nu, de exemplu, cei care au cumpărat aplicația acum sunt aici. Nu cu sunt. noi. Nu, eu vă spun cum. Ăla care a cumpărat, nu, de unde e... știe, la mine păi nu, știe dame, că în fiecare seară. Nu sunt doar aceste două... Uh, a, uh, a, nu știu, aveți așa o rubrici, aplicația. A, a, are uite, rubrici. Nu am gândit, fac eu, Verdict Media, unde eu fac revista presei în fiecare zi, unde toată lumea are uh, ceea ce trebuie, ceea Aha, ce consider eu, deci unde sunteți și dumneavoastră. De la 200 de lei chiar merită. Păi ascultați-mă că zici, nu zici, face nimeni zici, în România asta, da? da. Deci are 9 rubrici. Prima, verdict media, verdict video. Nu, verdictul media este o revistă a presei internă și internațională pe care eu o fac zilnic, în care inclusiv traducem materiile. A, nu comenta, nu mai le dați. Eu, le, eu îți dau ce trebuie să citești tu din presă ca să știi ce s-a întâmplat. Fără să comentați. Fără să comentați. Eu îți dau articolele pe care tu trebuie să le citești. Da? Să fie deci revista presei. Eu ți-o fac internă. 200 de lei. 200 de lei pe an. Internă și internațională. Atenție. Și el are la discreție, ăla pe care le-a dat, ne asigurat dumneavoastră. Da, și Selecția? sunt probabil, da, nu știu, multe articole în fiecare zi. Da? Avem rubrica de verdict politic, unde pe lângă verdictul meu video politic, există uh, N alte videouri pe care eu ți le selectez în fiecare zi din ceea ce se întâmplă în politica românească și internațională. Se numește politica pe vechi, una dintre ele politica pe nou și îți dau exemple, dar toate video, da? Asta este la verdictul politic, asta e zilnic, da? Avem... Trei. Da, asta e zilnic, deci asta e a doua rubrică, a treia rubrică. Avem nouă rubrici, da? Da. Este verdict stil. E video al sau tot așa? Avem și video pentru că eu înregistrez și rubrica video la asta. Pe lângă asta, articole, videouri, tot ce înseamnă stil citești interviuri, cum să te îmbraci, etc. Verdict lifestyle, unde avem artă, astea toate le fac eu singură. Da? Cinci. Cinci. Care a cinci avem, al Da. Avem uh, verdict amețite, verdict mafioți, sunt separate, unde se urcă verdictele mele video, se urcă mesaje de la mine pentru mafioși și amețite, e cert. Așa, se urcă interpretări pentru că sunt foarte virală, mă rog, și sunt foarte multe persoane în România, cred că sunt în domnul sper Cumă, dar cam pe acolo, pe toate rețelele astea sociale, unde românii, oamenii, mă interpretează. Deci se aude vocea mea în spate, dar sunt ei care fac, mă rog, interpretează. Astea, le urcăm aici ca să le vadă cei abonați. Avem, șase. da, șase. Șapte, avem fătălăul zilei, unde în fiecare zi este pedepsit uh, cineva și este fătălăul zilei respective, scris de mine, mă rog, un carton. Opt, avem o rubrică care este extrem, extrem de iubită, se numește Verdict Smart Rău Este singura rubrică unde avem uh, uh, încă trei persoane care scriu și atât. Și cu, mă rog, eu și încă trei persoane, și avem rubrica de mesaje unde uh, cei care au aplicația ne scriu.